făcut data trecută ferma asta uriașă de sugarcane și gunpowder, iar acum avem rachete infinite. De data asta avem două mari obiective. Vreau să redecorăm acest râu, care împarte regatul nostru în două, și să facem o fermă de lemn infinită, care ne produce 21.000 de bucăți de lemn pe oră. Nu uita să lași un like la video și abonează-te ca să ajungem la 100.000 de abonați. Bine ați venit la episodul 7 din seria de Hardcore. Treceam pe aici, mă plimbam și am văzut acest râu. Și m-am amintit că, băi, Vere, arată ca naiba. Absolut oribil. Vreau să decorez tot râul ăsta dintr-o parte în alta să îl facem frumos. Aici este urât din nou, pentru că nu știam până unde să mă duc cu peretele, pentru că mai întâi trebuie să facem râul. Așa că vom începe cu decorul râului pe interior, toată zona asta urâtă, și apoi vom face și pereții care o să vină așa, într-un crescendo de ăsta, așa frumos. Asta înseamnă că va trebui să scoatem toată apa din râul ăsta. Toată apa. Toată apa, da? Ok. Da, nu prea merge așa, nu? Doar dacă ar fi să aduc mai multe blocuri, dar asta ar însemna foarte multă muncă. În schimb, există o metodă prin care putem să facilităm acest proces, și anume să găsim un Ocean Monument. Așa că, hai să facem pregătirile ca să mergem să facem un raid la un Ocean Monument. Am uitat să filmez din greșeală tot ce s-a întâmplat de aici, care era o parte destul de importantă, însă spre norocul meu mai aveam replay modul. Doar că din replay mod se vede ca și cum aș fi spectator sau pe F1 sau habar n-am. Așa că o să vă explic eu ce s-a întâmplat. Mi-am făcut o cască cu Respiration 3 și am plecat la un Ocean Monument ca să luăm bureți. Și pentru că nu pot sparge blocuri pentru că ai mining fatigue, am luat niște TNT și niște redstone. Și practic am intrat prin nefracție în acest Ancient Monument. Însă nu știam că Elder Guardianul atacă Exrotului. Deci Pompiliu, Corneliu și Tiberiu, nu vreau să zic că cei trei au murit, dar nici nu pot să zic că o să mai vedeți de acum încolo prea curând. Am reușit să batem primul Elder Guardian, dar mai aveam încă doi de omorât. Așa că am intrat prin nefracție și în cealaltă parte a Ancient Monumentului. Însă nu mi-a ieșit inițial din prima, dar într-un final am dat-o și pe asta la capăt. Și am bătut și Elder Guardianul de aici. Mai aveam doar unul pe care am reușit să-l batem și pe ăsta cu lejeritate, iar acum puteam să spargem blocuri. Așa că în vreo 2 minute am și găsit deja toți bureții și i-am ras pe toți din Ancient Monument. Ok, și am bătut și primul meu Ancient Monument în viața mea. Deci sunt destul de mândru de mine. Acum trebuia să facem rost de resurse ca să redecorăm deci, râul. Până acum n-am filmat absolut nimic, deci sunt un imbecil. Da, foarte profesional din partea mea. Bă, da, nimic n-am filmat, bă, deci mi-am făcut așa, mi-am făcut poțiuni, am luat exelotelii, i-am omorât din greșeală, am luat bureți, i-am dus în Nether, era să stric portalul de Nether. Bă, dar cum să uit să filmez, bă? Bă, și parcă fix atunci când uit eu să filmez, le fac pe toate, mă. Bam, am distrus un loc și monument, am făcut portal, era să sparg portalul, era să mor de două ori, era să... În fine. Deci eu... Mi-am schimbat și armura, mi-am preparat armura, mi-am făcut altă armură. Bă, le-am făcut pe toate într-o oră. Și acum filmez când trebuie să sparg taf. Aveam nevoie de piatră și cum nu voiam să o bag în furnace, am decis să adăugăm pickaxe-ului cu silk touch, un mending și efficiency 5. Și avem efficiency 5 acum. Ne-am făcut acum un pickaxe cu efficiency 5, mending, doar că este un pic stricat. Are silk touch ca să luăm piatră și trebuie să mergem să reparăm. Ok, hai spre casă. Casa era în partea asta, da. În partea asta, hai spre casă. Și hai să minăm și piatră. Iar acum puteam să spargem instant piatra. Am făcut un portal de Nether unde să uscăm bureții și am adus toate materialele într-un singur loc, și anume stone, andesite, tuff, moss, cobblestone și așa mai departe. Așa, și aici avem tuff o grămadă. Punem și tuff-ul la locul lui și trebuie să mai luăm de aici cobblestone. Luăm și cobblestone-ul ăsta. Am luat și chesturile astea două și hai să le punem jos. Bam, bam. Punem cobblestone, avem majoritatea resurselor de care avem nevoie. Hai să mergem acum să luăm niște rachete. Urcăm aici sus, punem un slab aici și hai să stăm la AFK o oră ca să luăm niște gunpowder să facem niște rachete. Așa că, let's go! Am stat AFK timp de vreo 3 ore și ceva, iar apoi am făcut primul meu live oficial, unde am avut extrem de multe emoții, dar vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost în număr așa de mare. Am fost, cred că, aproape 900 de oameni și 800 constant aproape tot live-ul. Iar în timpul live-ului am început să decorăm pereți exteriori. Am adunat niște nisip ca să putem să scoatem apa din râu. Și nici eu, nici chatul nu știa exact cum trebuia să scoatem apa din râu. Și de supărare și stres, am decis că, bă, știi ceva? Putem să facem râul și fără să scoatem toată apa din uite el. Un pic, își bate joc de mine, alo? Bă, dar nu mă pricep, bă. Bă, știi ceva? O, dar ia stai, mă, așa, ia gata, mă, facem noi altceva. Mergem așa. Și am început să facem toți pereții albii râului din cobblestone, stone, andesite și moss pe locuri pe care să putem să punem plante ulterior. Și nu știu de voi, dar mie mi se părea că arată foarte frumos. Și nu era încă gata, dar era măcar un început pentru râul nostru.
Hai să fim sinceri. Cât de bine arată acum față de cum arăta înainte? Adică mai arată râu, mai ceva. Știu că nu este gata, știu. Dar eu zic că este un progres. Am mai continuat și în partea asta, deși pe live nu știam dacă se continuă aici sau nu. Am continuat și aici un pic. Problema este că așa arată râul doar pe baza exterioară. Inițial am încercat pe live să scoatem toată apa din râu și am realizat că în primul rând habar n-am cum să fac asta. Și în al doilea rând, uite un pic cât apă e vere, numai până aici. Eu cred că aici am un pic tiseam, efectiv. Dacă nu mă opream acolo, mă opream, cred că pe aici maxim. Adică eu voiam să scot toată apa de aici, voiam să scot tot râul, ca să înțelegeți. Am putea măcar să facem zona asta de suprafață de la râu. Dar uite, toată zona asta ar putea să arate mai frumos dacă am scoate sandul, dirtul și grevorul și am înlocuit tot cu ceva. Eu aș pune ceva mai întunecat. Dacă pe aici am făcut cu taf, cu stone și cu cobblestone, aici de rezultat am putea să facem cu deep slate, mă gândesc, sau da, cu deep slate și materiale puțin mai întunecate la culoare. Hai să încercăm să facem porțiunea asta de aici mai micuță și dacă ne place cum e, să extindem în tot râul, da? Hai să adunăm resurse, dar mai întâi să facem un pic de nani și patul nostru este aici. Hop. Ok, avem nevoie de deep slate simplu și dacă nu mă înșel, cred că aveam aici la castel... nu prea. Bă, nu prea. Uite, avem două stacuri așa, dar asta e simplu, simplu, adică e... Oh my mother, oh my father, trebuie să mergem să minăm. Mamă, dar nu voiam. Hai să mai căutăm totuși, poate mai avem o speranță pe aici. Nu. Ok, încă 2 cable deep slate. Oh, dar sunteți generoși astăzi. Ok, încă 12. Cam astea sunt toate blocurile pe care le putem folosi. Și dacă mergem noi aici frumos frumușel, facem 3 foarfecuri, foarfece, una din două. Aș dori și eu niște lână, mulțumesc. Da, am nevoie de lână voastră ca să decurez un râu. Ok, judecați-mă pe mine, da, fă-mi ceva. Știu că ți-e frig, înțeleg, dar vreau să arate bine râul meu. Bă, mereu când vin aici la oile astea nebunesc, efectiv, vorbesc singur cu ele. Bă, și fața asta parcă te face să vorbești cu ea, știi ce zic? Am decis să testez designul meu pe o singură porțiune de râu, pe o singură porțiune de râu, ca să vedem dacă a ieșit bine și dacă putem să mai adăugăm ceva. Și am mai adâncit râul pe alocuri și am îngustat albile ca să nu mai fie așa de lălăite. Tare, mai așa, ca să vină cam cât mai natural posibil, cât mai cursiv, să nu fie o pantă foarte abruptă sau să nu fie atât de lălăit cum este aici. Ok, eu zic că am extins destul de bine. Mai avem să zicem pe aici partea asta să o mai îngustăm un pic. Bam, bam, bam. Hai să facem aici cât mai sus cu taf, ca să fie un fel de gradient. Aici să fie oarecum aceeași culoare ca aici, să meargă încet, încet, cu cât mergi mai în fund, cu atâta să fie mai întuneric, știi? Adică aici punem niște blocuri de taf, așa. Ok, și pe fund punem cu cobalt deep slate, așa. Ia să vedem. Cam așa și mai lăsăm câteva locuri libere și pentru lână. Ok, pe fund acum mai punem și niște grey-ul așa. Continuăm cu niște deep slate așa. Și pe partea asta înapoi cu taf, ca să facem efectul de gradient de care ziceam înainte. Bă, ce e asta, mă? A, ies blocuri. M-a speriat. Între timp m-am decis că mai aveam nevoie de un material, și anume light grey wool. Așa că am plecat să căutăm flori ca să facem colorant gri deschis. Ia să vedem încă o floricică, 2, 3. Și astea, dacă nu mă înșel, dau tot gri, nu? Yes, exact, bravo. Opa, dar eu cam văd acolo o mare adunătură de flori pe care nu știu cum l-am văzut-o. Am trecut pe lângă ea, aparent. Bam, 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 bam. Ok, hai în zbor să facem astea în colorant gri. Ok, 26, e mai mult decât suficient. Ok, și dacă tot nu folosim ăsta negru, hai să o facem pe voi așa. Și acum hai să adunăm niște lână gri pentru că avem nevoie. Ok, și între timp hai să adunăm și de asta pentru că și asta este la fel de important. Avem momentan destulă lână cât să facem testul pe zona care este aici. Care, dacă mă uit eu așa un pic, arată cam bine. Arată cam mișto. Și odată ce o să punem și niște frunze, niște coral și așa mai departe, o să arate bine rău de tot. În loc de lână asta de aici, hai să punem lână gri, pentru că cred că ar fi o tranziție mai bună, da, așa. Uite, dacă punem, de exemplu, aici, între taf și deep slate, cred că merge mai bine, așa. Și mai alternăm și cu taf, niște grey wool, așa. Putem să mai punem și niște blocuri așa mai avantgardiste, mai în față un pic. Dar să nu exagerăm cu ele. Uite, de exemplu, aici. Bă, da, vă dați! Deci din tot râul ăsta, băi, din tot râul ăsta fix lângă mine vă puneți. Tu aici stai, gata. Ăsta ți-e viitorul de acum, prietene. Ca să terminăm tranziția, mai punem niște deep slate simplu așa. Adică deep slate făcut cu silk touch. Așa, mai punem niște blocuri aici. Și la fel și pe partea asta.
Ok, nu știu de voi, dar mie mi se pare că arată cam bine. Mie îmi place de mor cum arată zona asta, pentru că pleacă așa dintr-un verde verzui așa cu un, o tonă mai deschisă spre întunericatul ăsta, așa gen ca și cum pe aici au trecut multă apă, e pământul umed, gen pare așa o textură mai umedă efectiv, mai mișto. Îmi place foarte mult cum arată zona asta, chiar îmi place foarte mult. Înainte să ne apucăm să facem toată zona asta așa, hai să încercăm să decorăm și pe aici. Să aducem niște coral, niște frunze, niște bambus sau mai știu eu ce. Ceva de genul. Deci punem toate astea înapoi. Primul și primul rând vom lua ce este cel mai aproape și anume bambus. Ia uite cât a bambusul. Ok, am luat 4 stacuri de bambus. Hai să le punem aici. Hai acum să mergem în Nether, într-o pădure de aia verde. Ce vreau eu de aici sunt frunzurițele astea de aici, pentru că mi se pare că arată foarte, foarte bine. Așa că hai să adunăm acum niște frunzurițe. Ok, mi s-a spart și foarfecul, am făcut un stack și 20, așa că hai să le punem aici și hai să ne întoarcem acasă. Mergem să căutăm următorul obiect. Ca să luăm flori, o să mergem în locul de unde am luat și florile astea. În zona asta o să fie un baiam de flori de unde să putem să luăm o grămadă, că avem deja ferma lăsată acolo. Cred că dacă nu mă înșel aici era, nu? Ferma, da, exact. Așa, am lăsat niște bowmill aici, hai să luăm pe ăsta. Ok, și cea mai gălăgioasă fermă lovește din nou. Avem nevoie de astea, orange, tulip, portocalii și asta o să și luăm. Ok, oprim asta. Ok, cred că ne ajung atâtea flori, nu? Hai să punem două stacuri așa, două stacuri așa. Ok. Hai să ne întoarcem acasă acum. Ne mai trebuie niște sugarcane și unde avem noi o grămadă de sugarcane? La ferma de sugarcane, exact, corect. Și apăsăm pe acest buton magic. Deci nu mă satur. Efectiv, nu mă satur să mă la această fermă. Ia să vedem. Ia uite ce fermă mișto avem. Ia, 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 ia. E, despre ce vorbim? Ia uite, vine marfa. Așa, și acum puteți să mergem și noi după ele. Ok, avem mai mult sugarcane decât avem nevoie, dar hai să luăm cu noi. Punem sugarcane-ul aici, punem și restul de flori care au mai rămas. Și în zona asta este oceanul cu tot cu ouă și în momentul la care am fost mai devreme. Hai să luăm și niște kelp, pentru că putem să lăsăm pe fundul râului și o să arate foarte, foarte simpatic. Și o să adauge puțin mai multă viață râului în sine. Și hai să le punem și kelpul ăsta aici, 4 stacuri aproape, 3 stacuri jumate. Însă, mai vrem să luăm chestii de alea colorate din ocean, nu știu cum se cheamă, coral, bronhii. Toate nebunile vreau să le luăm, dar nu știu unde să le găsesc. Eu speram că o să fie aici, puțin mai hacana, puțin mai încolo, dar văd că nu e deloc. Bă, ce aveți mă pe cap? Sunteți de aia scuba diver? V-ați pierdut, a? A, și imediat ar trebui să ajungem în vreo 100 de blocuri, hai. Ce-am zis? Efectiv, ce-am zis? Hai să vedem ce găsim. De exemplu, sea pickles așa. Dintre toate culorile astea mi se pare că roșu ar da cel mai bine cu negru pe acolo, așa că hai să luăm astea roșii. Hai să curegem strict de astea roșii și sea pickles. Păi, hai să luăm și câteva blocuri, cine știe, poate găsim o folosință pentru ele. Ok, avem 60 de fire coral fenuri de astea, 12 fire coral, care astea îmi plac mai mult, dar le-am găsit mai rar, și 49 de fire coral bloc. Pentru moment este ok, așa că... Hai să ne întoarcem acasă! Așa... Ok, și dacă mergem noi aici, în zona de noi am construit, arată ok. Este negru, e mișto, n-am ce să zic. Dar nu este suficient. Trebuie să mai adăugăm o pată de culoare, un ceva, un I don't know. Așa că, în primul rând, hai să începem cu iarba asta de aici, care a rămas. Hai să punem pe ea niște Nether Sprouts. Pentru că este un touch foarte frumos, știu că n-arată foarte, foarte bine, dar odată ce o să vedeți totul adunat, o să vedeți că o să arate super mișto. Dacă le punem așa în câteva patch-uri de câte 2-3, eu zic că o să arate super bine. Și cam ăsta ar fi nivelul maxim unde am putea să urcăm cu Nether Sprouts-ul ăsta. Adică așa, așa, mai punem aici 3. Deja parcă e un plus de culoare, nu? Eu așa cred. Hai să punem ceva culoare și pe aici pe dedesubt. Așa că o să punem câțiva coral de ăștia, dar nu foarte, foarte mulți. Uite, de exemplu, aici am putea să punem două blocuri așa, nu? Uite, de corali. Uite, punem așa. Uite, de exemplu, sub ăsta aici punem un coral. Și putem să mai schimbăm chiar încă două blocuri aici să le spargem. Și unul mai așa, mai nebun, puțin mai în față. Uite, facem așa. Ok, îmi place ce văd. Arată bine. Acum, ca să mai adăugăm niște depth în apa asta, ca să nu fie doar întuneric, și hai să punem ceva kelp pe aici pe fund. Și cred că dacă dăm cu foarfeca, putem să lăsăm la o anumită, un anumit nivel, nu? Da. Mai facem unul de 3 aici. Din nou, să nu fie foarte mult. Uneori este și o vorbă, less is more. Mai facem una aici mai măricică. Ok, nu știu, mie mi se pare că arată bine. Dacă ar fi și până în capăt, toată zona asta așa cu gri, mi se pare că ar arăta și mai bine. Mai avem niște bambus pe care putem să-l punem tot pe aici așa. Dar momentan, hai să punem câteva de formă, să vedem cum ar arăta. Și cam așa ar trebui să arate.
Adică vii cu barca și vezi chestia asta. Mie mi se pare că arată frumos. Din păcate nu văd sub apă, dar cel puțin deasupra mi se pare că arată foarte bine. Uite, doar ce este deasupra aici mie mi se pare că arată foarte frumos. Nu știu cum este sub apă fără shader. Uite, de exemplu așa. Despre ce vorbim, ce bine arată, man. Ok, singura problemă este că nu este gata. Trebuie să facem tot râul ăsta ca să arate bine. Dar mie mi se pare că arată foarte mișto. Și uite, până și somonii ăștia merg foarte bine cu roșu din apă. E un fel de contrast între roșu și cu întunericul ăsta de aici de sub apă și cu verdele și cu albul de aici. Deci chiar mi se pare că arată foarte bine, man. M-am îndrăgostit. Deci cum arăta înainte și cum arată acum fără shader. Mamă, deci parcă mă dor ochii. Ok, hai să facem nani și hai să ne apucăm acum să decorăm tot râul ăsta exact așa pe toată suprafața lui, adică până pe aici pe undeva. Ok, hai să ne apucăm să facem râul. Însă înainte să ne apucăm a trebuit să adunăm materiale și am adunat absolut tot ce aveam nevoie, de la deep slate, la lână de oi și așa mai departe. Ia să vedem ce am făcut noi sub apă. Deci am făcut gradientul, cum v-am zis, cu taf, niște lână pe aici pe laterală și ne-am dus în deep slate, cobalt deep slate și lână. Aveam și lână neagră, dar era prea mult, era mult prea puternică lână neagră pentru ce voiam eu să facem. Vedeți, astea de kelp aici, doar în zona asta le-am făcut puțin mai mari pentru că e și mai mare bazinul de apă în sine. Și toate sunt date cu foarfeca, nu știu unde e foarfeca. Și pentru un plus de culoare, dacă aici avem verde, aici nu voiam să avem doar verde și am decis să punem și astea roșii. Rally frumos. M-am oprit cam pe aici pentru că în partea asta încă n-am terminat și nu știu exact cum vreau să facem, așa că n-am terminat chiar tot râul. Ok, ai venit cam de nicăieri, nu crezi? Mamă, ai și distrus asta, mamă, văru. Bă, eu am muncit foarte mult ca să fac terenul ăsta custom. Vine repede un fraier de ăsta să-mi strice mie munca și meseria. Ok, dar partea cea mai frumoasă este momentul în care punem shader-ul. Man, cum arată sub apă aici? Deci mi se pare că arată prea mișto cu lumina asta așa. Nu caldă, ci rece, o lumină de asta rece. Mi se pare că e perfect pentru mood-ul ăsta de sub apă. Și putem vedea că totul pare foarte natural totuși. Chit că e totul custom, fiecare bloc în parte pare natural. Deci îți dă un vibe când treci pe aici. Mi se pare că, nu știu, Atlantida e pe undeva pe dedesubt. Nici chiar dacă ai idee. Hai acum să ne apucăm și de zona asta, acum că suntem gata cu totul, și să vedem cum arată la final, dacă o să arate bine sau nu. Așa că let's go! Hai mă, că arată bine, mai arată râu acum. Nu ca înainte, unde arăta scorbură. E bine, e frumos, n-am ce să zic. Numai cât să mai tăiem ăștia și să punem niște ață pe deasupra. Asta e tot ce trebuie să mai facem. Și pe toată crusta asta de aici exterioară, așa, aici, o să punem niște garduri. Poate niște lanterne pe ele, așa, frumos. Niște garduri, o lampă aici. Aici merge bine, așa, bam, trei chiar. Și ca să terminăm cu râul, am mai pus niște garduri pe locuri, cu niște lanterne ca să le lumineze noaptea, să arate frumos și să arate bine. Adică nu știu de voi, dar mi se pare că parcă aduce un plus de valoare regatului. Adică pare mai muncit doar pentru că râul ăsta este făcut cum trebuie. Dar nu este gata, episodul următor o să facem copaci. Trebuie să-i facem custom și o să avem nevoie de extrem de mult lemn. Acum că râul este gata și este un succes, hai să facem o fermă de lemn. O să fie cam mare, dar mă gândesc să o fac aici. O fermă de lemn, mi se pare că s-ar vedea foarte frumos în zona asta. Ce spuneți? Arată bine? Eu zic că da. Însă ne trebuie foarte multe materiale ca să facem ferma de lemn și noi nu avem absolut nimica. Ne trebuie în jur de 80 de slime-uri, iar noi avem 5. Da. Deci avem 5 slime-uri și ne mai trebuie încă vreo 70 și mai avem nevoie de multe alte resurse. Acum că râul arăta bine și era un succes, trebuia să mergem la următorul obiectiv, și anume să facem o fermă de lemn. Însă pentru asta aveam nevoie de slime-uri o grămadă. Așa că am decis să merg subteran într-un ceanc unde în teorie se spawnează slime-uri și n-am găsit absolut nimic, nici măcar un slime. Și am decis că, bă, ok, poate sunt eu prost. Hai să încerc prin altă metodă. Așa că am mers într-un swamp, iar în swamp-ul care era la 7000 de blocuri distanță, n-am găsit
găsit absolut niciun slime în decursul unei întregi nopți. Nici măcar o bucată de slime. M-am plimbat din colo în colo. Swampul era uriaș, dar nici măcar o urmă de un slime. Am zis că ești de ăla, mă, ești creeper, doamne, bă, bă, bă. Deci am stat o seară întreagă, nici măcar o bucată. Puteți să vedeți din inventarul meu, nici măcar una. N-am văzut un slime, am văzut doar sugarcane de ăsta și creeperi. Trebuie să facem o metodă ca să găsim 70 de slime-uri. Deci trebuie să adunăm resurse ca să facem o fermă de slime-uri, ca să putem să facem o fermă de lemn. Hai, acasă momentan. Așa că am adunat resurse ca să facem ferma de slime. Și am luat în jur de 1000 de blocuri de dirt, 1000 de blocuri de cobblestone, niște șine simple și niște șine cu aur, niște hopere și scaffolding-uri, două stack-uri la număr. Și am trecut și prin Nether ca să facem rost de magma blocuri. Apoi m-am întors în swamp și în primul loc pe care l-am găsit am început să facem o fermă de slime-uri. Asta e un loc destul de bun, trebuie doar să mai scoatem câțiva copaci și ne apucăm de fermă. Așa că nici nu mai stăm la discuții, să înceapă timelapse-ul. Și asta va fi platforma noastră de AFK, așa că hai să facem și un acoperiș mare și frumos. Și hai să stăm o oră la AFK. Let's go! Am stat la AFK timp de o oră și 20, în care eu nu știam dacă merge sau nu ferma. Habar n-aveam. Însă ferma funcționa perfect. Ok, și m-am întors. Acum, sincer, sunt foarte curios dacă merge ferma. Am emoții. Hai, măcar un slime ball să fie. Aaaa, nu! Văd că e mare petrecere sub mine. De ce? Voi nu trebuia să nu fiți aici? Gen? Mamă, stai că la asta nu m-am gândit. Da! Păi nu știu cât de bine a mers ferma dacă e așa. Nu în apă, orice, dar nu în apă. Bă, dar stai așa că nu-i bine deloc. Dacă au fost toți ăștia tot timpul sub asta, înseamnă că a mers mult mai prost ferma. Cred că trebuia să fiu cu câteva blocuri mai sus, mă gândesc. Ce a explodat? A explodat ceva? Nu! Zic că nu ferma mea, te implor, zic că nu ferma mea. A, o explodat toată ferma mea, pardon. Iertați-mă pe mine. Stai, hai să ne ocupăm de ăștia, nu? Ok, vă rog frumos, dacă puteți să mă urmați, ar fi super frumos, hai să facem totul cum trebuie, da? Oh, ah, nu! Ok, mamă, și mai vin și sărbăticiile alea. Ok, Luca, nu ești într-o poziție bună deloc. Ok, nu! Ok, hai să mănânc niște de-astea, știu că n-ar trebui să mănânc carne stricată, dar aia e. Mamă, dar s-o spart toată ferma asta. Bă, tot s-o spart. Hai să reparăm mai întâi zona asta. Pune magma blocul aici, lasă-mă în pace, nu știu unde mi-este sabia, uite-o. Așa. Sper că e gata, sper că ne pare ferma. Hai să vedem acum dacă a mers măcar un pic. Ok, am găsit și... Oh! Oh! Ok, a mers. Sincer, mi-era foarte frică, nu credeam că o să meargă. Mă jur că am zis că, bă, sigur nu merge. Dacă am văzut atâția monștri acolo, am zis că, bă, sigur nu a mers. Dar... aparent a mers foarte bine. Ok, și avem două stack-uri și 30 de slime blocuri în cap. Nice. Mai mult decât o să avem nevoie pentru moment. Deci, ferma a fost un succes. Sunt mândru de ea. Mă mir că a mers. Nu mă așteptam să meargă, dar a mers. Hai să plecăm de la ferma de slime-uri și să adunăm restul de resurse. Ok. Facem... asta trebuie să le facem sticky și trebuie să mai facem încă cam pe atâta. Deci, punem blocurile de construit. Ok, astea sunt toate materialele de care avem nevoie. Absolut totul. Deci tot ce trebuie să mai facem este să dormim și să găsim locul unde să facem ferma. Mie mi se pare foarte bun locul ăsta. Este deja nivelat, nu trebuie să mai facem noi nimic, așa că am putea să facem chiar în zona asta. Trebuie doar să mai scoatem o bucată de dirt de acolo, cam atâta. Dar înainte să începem ferma, hai să spargem beacon-urile de aici pentru că mă deranjează vizual. O să vreau să facem un drum pe aici care o să treacă fix pe sub beacon-uri, așa că prefer să le spargem. Și gata. Așa, mai sunt astea două blocuri, perfect. Spargem și dirtul de aici ca să facem loc pentru fermă. Așa, n-avem nevoie, mulțumesc. Și spargem și asta. Hai să începem mai întâi cu zona de colecție pentru lemn. Aici o să cadă tot lemnul, așa că în partea asta o să vină apă, apă. Și acum săpăm o tranșee și spargem o zonă de 4x4. Și acum punem water bucket-uri peste tot. Așa, un water bucket aici. Punem chesturi aici. Asta o să fie zona de colecție, niște hopere care se intre în chesturi
și sticlă pe partea asta. Și dacă punem acest water bucket, ar trebui să vină perfect. Așa arată zona de corecție a lemnului. Aici o să cadă lemnul, apoi să-l culeagă râulețul ăsta până aici și ăsta până aici, care să-l ducă în hopere și apoi în cesturile noastre. Nice. Și în partea asta o să vină sistemul care o să dea bowmeal în copaci. Așa că hai să-l facem și pe ăsta. Ok, habar n-am ce construiesc aici, dar din câte cred eu, dacă apăs ăsta exact, asta o să dea cu bomil continuu pe copacul care stă aici. Ok, închidem ferma. Acum trebuie să facem un perete aici. Ok, ăsta ar trebui să fie peretele care o să protejeze ferma de explozia de la TNT care o să cadă de acolo. Dar ca să protejăm peretele, trebuie să-l umplem cu apă, așa că asta o să facem acum. Punem niște scări. Una așa, una așa. Și aici la fel, o scară așa și o scară așa. Și le umplem pe amândouă cu apă. Pe amândouă, de fapt. Așa, așa. Așa, așa. Arată ok, dar trebuie să mai apărăm și astea două de aici. Ok. Și dacă spargem asta și ne întoarcem așa, ar trebui să fie perfect. Exact, bravo. Și acum trebuie să ne întoarcem aici în spate, unde o să facem ferma propriu-zisă, care o să facă copacii și o să împingă prin zona asta de aici, prin peretele ăsta. Și începem cu 9 blocuri așa. Ok, deci dacă mă trezesc că vine un creeper și sparge tot ce am făcut eu aici, care dacă mă întrebați ce este, habar n-am să vă explic. Deci dacă un creeper mă explodează cu așa ceva, îl sparg, îl distrug. Asta o să fie intrarea, pe aici o să intrăm noi la fermă și cred că zona asta o să-mi dea... Bă, cred că zona asta o să-mi dea mie sapling-uri, mă gândesc. Tot ce trebuie să mai facem este să punem un sign aici pe piston. Ok. Deci acum facem aici zona care o să împingă copacul prin colo și acolo o să-l explodeze un dupăr. Așa că trebuie să mai facem asta de încă 5 ori în sus. Ok, mai punem încă două aici așa și niște loguri stript. Și acum trebuie să repetăm chestia asta pe partea cealaltă oarecum. Adică punem un bloc de dirt aici, un sticky piston, două pe o parte și două pe o parte. Lemne în față, pe care din nou le rașchetăm. Și facem din nou încă 5 nivele până acolo. Și zona asta de redstone din spate trebuie să o facem acum și în partea cealaltă. Ok, coborâm înapoi acum. Și trebuie să intrăm înăuntru, iar aici trebuie să facem zona din mijloc care o să împingă efectiv tot lemnul prin gaura asta. Știu că arată complicat, dar nu este chiar așa de complicat. În teorie, ce am făcut noi aici este să legăm toate părțile astea de pe laterale și cea frontală, le-am legat pe toate cu redstone, ca să meargă toate cele trei în același timp. Cam asta ar fi ferma dacă n-ar fi full automată, dacă ar fi semi. Însă noi vrem să fie automată completă, adică niște TNT-uri să explodeze lemnul aici, totul să cadă frumos și să ajungă aici. Așa că hai să facem acum și sistemul de dupăr de TNT-uri. Și în teorie ar fi gata ferma? Bă, nu știu cât o dura pentru voi, dar pentru mine o dura puțin să fac ferma asta. Credeți-mă că acolo sus eu nu știu ce se întâmplă, eu nu întreg. Eu sper că am făcut bine acum, eu sper că n-am greșit nimica. Dar am emoții, sincer. Adică nu i-am făcut niciun test, nici nimica, acum o să fie live. Așa că trebuie să aducem bone meal și saplings. Ok, și hai să facem... Iar am făcut zahăr, bă, nebunesc! De ce am făcut zahăr, man? Doamne! Dacă nu mă înșel, am adus aici niște sapling-uri. Exact, 21 de sapling-uri de sprus, nice. Și ca să luăm oase, mergem la ferma de wither. Nu mai știu care era. Hai cu ea un ăsta. Nu, hai cu ea un celălalt. Nu, hai la barnam. Nu, în ăsta. Că aici era pânzare pe Angel. Și de acolo vine, aici trebuie să ajungem noi, nu? Da. Ok, și hai să mai luăm oase de toți banii. Și aruncăm astea două water bucket-urile, sugar cane-ul și mai luăm
Asta trei. Hai, mergem frumos la căsică. Pot să admit faptul că arată oribil ferma asta. Arată chinezăria ceva, nu știu. Dacă noi făceam ferma asta dinainte, adică de episodul trecut, am fi făcut tot lemnul ăsta în 10 minute, cred. Adică gândiți-vă un pic, în 10 minute să faci absolut tot lemnul ăsta de aici și de pe partea exterioară, da? Ca să ne înțelegem. Dacă merge ferma, evident. Dacă nu merge, nu mai făcea nimica. Ok, hai să aruncăm câteva de astea de oase. Facem bone meal și hai să-l punem în chest. Ok, punem și restul de bone meal care ne-a mai rămas. Ok, mai avem 3 stacuri jumate, dar să le punem și pe astea. Ok, avem un chest plin de bone meal. Mi-e frică cu colegul ăsta de aici. Bam, ok. Să nu ne explodeze ferma, că atâta ne mai trebuie. Dacă apăsăm pe leverul ăsta, ar trebui în gen... Ok. Ar trebui în teorie să cadă TNT de acolo. Vrei și tu să vezi dacă merge ferma? Ia vine încoace. Hai, 3, 2, 1. Zic că merge, zic că merge, zic că merge. Ok. Ok, nice. Ok, bun. Deci deci ești fericit, rău. Mamă, vere. Deci ești fără cuvinte. Deci dacă mi-ai ieșit ferma asta, absolut din prima sunt cel mai tare om de pe urma asta. Hai, acum testul final este în felul următor. Acum trebuie să vedem dacă merge cu sapling-uri. Hai. Ok, și eu trebuie să pun astea continuu. Așa, ia să vedem. Asta pentru că am spart 5 copaci, 30 de plus locuri. Nice, ferma este un succes. Doamne, nu vă dați seama cât de fericit pot să fiu. Doamne, cât de fericit pot să fiu. Doamne, doamne, doamne. Ok, hai să testăm ferma jumătate de oră. Este 6.20 pentru mine, în jumătate de oră. Să vedem dacă merge. Deci trebuie să țin click dreapta apăsat și F3T. Ok, și în teoria cum ar trebui să meargă? Ok, da, și acum eu nu mai ating nimic ca și face automat. Avem jumătate de oră. Ia să vedem dacă merge sau nu, let's go. Ok, și am stat la FK timp de 31 de minute în cap, însă ferma noastră a funcționat doar 7 sau 8 minute, fiindcă instant a rămas fără bone meal. Însă era timpul să vedem cât lemn am făcut. Și am făcut un chest dublu de sprus și încă o jumătate de chest. Deci ferma era un succes total. Deci eram extrem de fericit de această fermă. Dar treaba nu era gata aici. Acum că știam că ferma este un succes, trebuia să o și decorăm. Și am plecat să luăm materiale. Deep slate, lemn de oak, lemn de bărci, calcite și nisip pentru white concrete powder. Avem toate materialele de care avem nevoie, așa că hai să ne apucăm să construim clădirea pentru fabrica de lemn. M-am chinuit extrem de tare cu ferma asta. A ieșit mult mai mare decât îmi imaginam. Nu credeam că o să fie așa de mare. Gândiți-vă că era la fel de mare precum castelul. Și cum am făcut-o freestyle pe loc, trebuia să tot schimb chestii continuu. Ba nu-mi plăcea o chestie, ba era tavanul prea mare, ba acoperișul era nu știu cum. Un acoperiș mi-a ieșit mai strâmb ca celălalt. Am schimbat acoperișurile de sus de 10 ori, pentru că nu-mi plăcea că era mult prea mare clădirea și ar fi luat din frumusețea regatului în sine, pentru că intrai pe râu și vedeai direct clădirea asta care te speria efectiv. Nu mai vedeai castelul, nu mai vedeai turnul, nu mai vedeai nimica. Nu știu ce am făcut, dar la un moment dat am stricat un replay mod și nu mai mergea. Și era fix cinematicul în care eu am schimbat total clădirea, pentru că nu-mi plăcea cum arată. Am schimbat acoperișul de sus în totalitate decât cum era înainte și l-am făcut cu un nivel mai jos și i-am schimbat și puțin forma. Cam asta este clădirea și cam asta este tot ce am reușit să facem pentru azi. Am reușit să facem râul ăsta frumos dintr-o parte în alta, care mie mi se pare că arată criminal, însă n-am avut timp destul pentru clădire după. Clădirea arată simpatic, dar n-avem un drum până la ea și n-avem decor pe lângă. Nu este în potențialul ei maxim, pentru că trebuie să avem niște chestii pe aici care să reprezinte că asta este o fabrică de lemn, ca să zic așa. Asta este ușa exterioară, aici o să fie o grădină, unde o să fie lemn, unde o să se taie copaci cu somiluri și așa mai departe. Și de aici putem să venim noi să colectăm repede lemnul, bam, 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 nu este o problemă. Dacă odată nu vă place vreo clădire, credeți-mă, băgați frunze. Schimbă tot, absolut tot despre ăsta. Îi dă niște depth, îi dă o originalitate clădirii, nu știu, îi dă un vibe, îi dă o energie. Nu e urâtă, nu o să zic că e urâtă, dar clar mai este mult de muncă la ea. Adică eu o văd în proces de 60% gata, cam așa. Adică mai sunt niște chestii de adăugat și decorul de făcut în jur și atunci o să arate de parcă ar fi mișto. Și atunci o să arate gata, gata. Dar cam asta au fost, pentru atât am avut timp săptămâna asta. Vă promit că săptămâna viitoare vom face mult mai multe chestii. Așa că nu uita să dai un like, să dai un subscribe și pa!